La DEVA ne putem vaccina anticovid direct din mașină. Președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghiță, a declarat ieri că primele centre de imunizare anticovid de tip drive-thru vor fi funcționale până la finalul lunii aprilie. El a precizat că persoanele care se vor vaccina în aceste centre vor primi serul de la compania Pfizer fără programare. Monstrul din Hunedoara nu are scăpare. Toate vin pe capul lui. Hunedoreanul, care a devenit cunoscut după ce a trântit la pământ un copil de 13 ani la un loc de joacă din municipiu, de pe Cerna, este judecat atât pentru tentativă de omor, cât și pentru violența în familie. Reamintim că bărbatul nervos și-a pus la pământ nepotul minor în urmă cu câteva luni, dar și-a agresat și fiul concubinei sale. Așa că omul are acum două dosare penale. La începutul lunii februarie a acestui an, Alexandru Cobzaru a reușit să provoace scene dure la locul de joacă din apropierea blocului G2 din municipiul Hunedoara, când l-a prins de gât pe nepotul său, l-a ridicat deasupra capului său, apoi l-a trântit. Totul în văzul lumii. Doar 16% dintre români mai cred că economia merge bine. Doar 16% dintre români au o evaluare pozitivă despre economia românească și doar 29% dintre ei spun că sunt mulțumiți de condițiile de muncă din acest moment. Aceste date apar în barometrul de opinie publicat pe site-ul Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României. Cifrele arată că românii și-au pierdut încrederea în politica economică a guvernului, iar dacă le alăturăm datelor din ultimul sondaj Curs, în care doar 21% dintre români spun că ar mai vota PNL, iar cu USR Plus 14% avem tabloul întregului dezastru. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă este condus încă din vremea guvernării PSD de către udemeristul Laszlo Borbély, iar rolul său este de a coordona Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030. Prețurile halucinante cerute pensionarilor în căminele de stat, în schimb, primesc mâncare de 16 lei. Pensionarii internați în centrul pentru vârstnici de la Trușești primesc mâncare pe zi de numai 16 lei. În schimb, plata lunară pentru a sta într-o cameră de cămin depășește 5.000 de lei, o parte din bani fiind suportați de la bugetul de stat. Costurile sunt duble față de cele percepute de majoritatea căminelor private. La final, datele meteo. Vremea se va menține răcoroasă și va fi în general instabilă. În cursul zilei, cerul va avea înorări temporar accentuate și va ploua în majoritatea regiunilor, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 15 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-vestul țării, iar noaptea în zona montană înaltă și local și temporar, în regiunile sudice, iar în rest doar izolat și trecător. Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 2 și 8 grade. Izolat se va semnala ceață.